from all things at once without thinking twice. And I knew it would catch up and that we would be the ones left behind. The stories I've been told, they never seem to leave my mind. And this road that I am on, gotta stay here for some time. Time has gone and I grew up. I somehow made it through without losing sight. And I still wonder where you are and if you found a way out from the dark. The stories I've been told, they never seem to leave my mind. And this road that I am on, I gotta stay here for some time. Neața, abia ce m-am trezit și eu, este foarte de dimineață, 7 ceasul cred, nici nu m-am odihnit foarte bine noaptea trecută, a fost atât de cald, mă gândeam la un moment dat că poate simt eu diferite temperaturile fiind și însărcinată, însă și soțul a stat cu mine treaz, Sofiuța s-a foit toată noaptea prin pat, spre dimineață s-a mai răcorit, cred că undeva pe la ora 5, dar eu tot nu am putut să dorm foarte mult, prin urmare m-am trezit și fiind ultima zi aici în România, acasă la părinții mei, am ieșit să mă uit prin grădină, îmi place foarte mult. În fiecare dimineață mi-am băut cafea afară și m-am tot plimbat prin legume, pe la legume să mă uit, pe la florile mamei. Cei care mă urmăriți știți că eu nu am spațiu pentru o grădină, nici măcar să pun așa flori. Și lucrul acesta pe mine mă macină un picuț. Îmi place foarte mult să grădinăresc. Când eram mică nu-mi plăcea, dar acum, odată cu înaintarea în vârstă, a început să-mi placă foarte mult și în fiecare an când vin în țară, atât la părinții mei acasă cât și la socrii, îmi place să mă tot duc dimineața în grădină și să mă plimb. Am filmat și pentru voi un picuț. Anul acesta nu prea mai are mama chiar așa multe roade cum a avut anul trecut. Am filmat și anul trecut și o să vă las un link dacă vreți să vă uitați. Însă anul acesta, fiind foarte cald și nu prea a plouat, nu prea am mai făcut la fel de mult ca anul trecut, nu prea mai produs grădina, dar totuși are și pot să-ți bei cafeaua în liniște. Am rugat-o și eu pe mama să-mi fac un 3-in-1 și să îl bem așa amândouă împreună până se trezește și ceilalți. Never did I give in just 'cause the thought of being vulnerable made me feel less than I am. I have never felt home till you entered my door, and from that moment I knew that a home is whatever you choose. Am avut? The best thing I did and I want you to know. Să-i dă duminică. Hai, da. Hai, vină cu astea, pup. Hai, da, vină să-i pupă bunica. Ce-i primit acolo? Ia să-i dă.
Domi, Dominic, e bună? Bravo, Sofiuța! Da, Domi! Un cartofior cu un nas! Bună dimineața, este sâmbătă astăzi, aștept să fac mama cafeaua, se pare că azi va fi ultima zi în care ne vom bea cafeaua împreună. Până la urmă am hotărât să nu mai plecăm noaptea trecută și să așteptăm să ne odihnim atât cât putem și să plecăm după ce ne trezim. Eu m-am trezit, mai este soțul și sofiuța care încă dorm. Până vine mama cafeaua, eu am aici o nectarină din grădină de la mătușa mea pe care vreau să mănânc și vreo două prune. I know it's nothing new, but it's so good to see you. We do this every day and I'm still so amazed by you. So hold me tight through the night. It's just us two, me and you. Te bucuri, mami? Da. Da?
În sfârșit am ajuns și noi acasă. De data aceasta am ajuns mult mai repede față de când am mers în țară. Am făcut în jur de vreo 15-16 ore undeva pe acolo, plus că la noi în vamă spre Ungaria am așteptat o oră. Azi noapte la fel am mai oprit mașina vreo 2 ore ca să se mai odihnească un pic cu soțul. Deci am avut și opriri de data aceasta și am ajuns mult mai bine. Acasă suntem de vreo oră, aproximativ 10 ceasul. Deja am și mâncat și noi un picuț. Eu cu soțul suntem rupți de somn, am vrea să ne odihnim un pic, numai că Sofiuța a dormit toată noaptea și acum ea are chef de joacă. E foarte bucuroasă de faptul că am ajuns aici acasă, am mers la ea la trambulină și tot sărea în ea și zicea, ura, am ajuns acasă, dar din când în când mai întreabă de Dominic și chiar și pe drum întreba unde este, unde e bunica, unde e moșica. Bineînțeles, cred că până uită. Da, cam atât. Eu voi încheia aici. O să mă odihnesc astăzi, mâine și după sper să îmi reintru în mână, în rutina noastră. Chiar dacă eu am tot filmat cât am fost în România, nu am postat absolut nimic și zilele astea vreau să mă pun să editez, să încarc ceea ce am filmat și să revin la același program de postare 3 ore pe săptămână, luni, miercuri și vineri. Sofiuța, i-am promis că merge să facem băiță și se tot joacă pe acolo, pe jos cu hăinuțele. Ce să zic, eu vă mulțumesc că mi-ați fost alături și ne vedem zilele următoare. Pa!